Din păcate, Shelley este o problemă mondială, nu neapărat o problemă românească, că n-aș vrea să, să, să raportez totul la țara noastră. Invidia, de multe ori... Copleșește motivația. Asta am, am spus-o și când am fost la, la Mihai Gâdea, unde ai fost și tu invitat, și unde am avut uh, discuții așa mișto cum am și cu tine. Uh, și am zis, bă, frate, dar n-ar fi mai mișto să, să păstrăm invidia asta doar ca un factor motivator și să nu o lăsăm să fie și un factor destructiv și să aducă energie negativă între oameni. Uh, eu zic că na, ușor, ușor, cu timpul vom învăța să, să facem din invidie că orice om e invidios. Mă și eu sunt invidios și tu ești invidios. Vezi la unul niște lucruri pe care ți le dorești, nu le ai și le vezi și, 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 există sentimentul în tine, doar că poate fi transformat în ceva pozitiv sau negativ. Poate să fie like, oh, eu uite și pe ăla, sigur, fură dă în cap de are alea, alea. sau eu uite și pe ăla, bă, trebuie să muncesc și eu ca ăla și să fac da. ce a făcut ăla. la dacă să fii ăla a putut... invidios pozitiv. Exact. Două mâini, două picioare, două șosete, toți avem, da? Face ăla, faci și tu. Tu ai avut momente de invidie? Ai momente de invidie? Da, normal. Dar pozitivă, constructivă. Shelley, consider că, că pentru mine invidia a fost un mega factor motivator și că invidia este unul dintre sentimentele de bază care m-a ajutat să am succes în viață. Dar... Când spui asta, lumea trebuie să înțeleagă că e pozitivă. Adică păi, multă lume când înțelege invidie, se gândește doar la ură, la partea negativă a, a invidiei. Cumva. Am învățat uh, Shelly să transmit anumite mesaje către cei care le pot înțelege. Nu consider că mai este cazul, uh, uh, din anumite puncte de vedere, să stai să explici mesajul în cinci limbi diferite și să-l spui pe cinci uh, tipuri de exprimare doar ca să înțeleagă toată lumea. Cine are urechi, creier și, și uh, cap da. să înțeleagă, va înțelege. Nu e obligatoriu ca toată lumea să înțeleagă ce vorbește un ins și în același timp nu e obligatoriu ca toată lumea să placă un ins. Corect.